Am fost apelat prin apelul de urgență 112 despre un incendiu la o conductă de gaze. Am intervenit cu auto specială de apă cu apă și spumă, cu 6 subofițeri. S-a localizat zona, dar ce era pericolul se extinde la un autoturism. Am așteptat ca cei de la E.ON Gaz să vie să întrerupe alimentarea cu gazele naturale.